În municipiul Călăraș se va înființa un centru de zi destinat recuperării copiilor cu dizabilități cu o capacitate de 36 de locuri pe zi. Clădirea va fi construită în incinta fostei unități militare din strada Independenței, iar proiectul este realizat de Fundația SERA și Consiliul Județean Călăraș. Bună ziua și bine ați venit astăzi la unitatea militară unde astăzi predăm amplasamentul pentru un nou centru SERA. Un nou centru SERA pentru copiii cu dizabilități care vor fi preluați din sistem sau din familiile cu probleme. Încercăm de la preluarea mandatului, ceea ce am promis călărășenilor să devină realitate. Ne interesează problemele călărășenilor. A fost una din problemele pe care la preluarea mandatului mi s-au adus la cunoștință că sunt probleme a unor familii cu copii care de la autism, probleme speciale, handicap, toate astea sunt problemele cetățenilor județului Călăraș și împreună cu SERA, domnule doctor Bogdan, mulțumim director executiv SERA, Fundația SERA, am reușit să demarăm acest proiect. Valoarea totală a proiectului este de 420.000 de euro. E vorba de 500 de metri pătrați de construcție, unde Consiliul Județean are contribuție de 63.000 de euro, iar Fundația SERA 357.000 de euro. La mai multe proiecte, domnule doctor, mulțumim mult că ați dat curs dorințelor noastre ale Consiliului Județean să putem să realizăm acest proiect. Utilitățile, drumul și cele care nu sunt incluse încă în proiect le vom prelua pe cheltuiala Consiliului Județean să putem să asigurăm funcționarea și punerea în funcțiune cât mai rapid de acestui proiect. Câteva cuvinte, mulțumim mult, câteva cuvinte despre acest proiect, dumneavoastră ca și director executiv. Centrul orașului, centrul SERA, cum se numește, este construit de noi odată cu închiderea Legionului din Călăraș. La cererea Consiliului Județean ne-am întors și practic construim un centru de recuperare pentru copilul cu dizabilități care va fi folosit, care probabil va fi în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și care va fi folosit pentru reabilitarea copiilor cu dizabilități atât din centrele și asistența maternală a direcției, cât și din familiile din comunitate. Asta înseamnă Călăraș și periferie. Pentru noi este, cred, al 52-lea centru de recuperare pentru copilul cu handicap pe care îl facem în țară, alături de Consiliul Județean și de Direcțiile Generale de Asistență Socială. Mulțumim, domnule doctor, mulțumim că ați dat curs acestei dorințe a călărășenilor să putem să realizăm acest centru. Nu se putea face decât cu Direcția de Dezvoltare, cu oamenii din Direcția de Dezvoltare. Aici prezent domnul director Grama. Împreună cu colegii mei, cărora le mulțumesc, și cu acordul dumneavoastră am identificat această problemă la nivel de județ. Sunt destul de mulți copii cu probleme cu sindrom Down și cu autism și atunci am hotărât să facem ceva pentru ca aceste probleme să fie rezolvate. Am contactat SERA și vă mulțumim pe această cale pentru că disponibilitatea dânșilor a fost maximă. Într-adevăr, și noi am fost destul de insistenți ca lucrurile se miște și pot să vă spun că într-un timp și se mișcă. Anul trecut am pornit acest proiect și astăzi suntem aici pentru predarea amplasamentului și că sunt convins că acești copii, cât și părinților, vor beneficia de condiții foarte bune. Mulțumesc. Și să spunem și termenul, domnul doctor? Probabil că 9 luni de zile ar trebui să fie gata. Finalizat. Începe lucrările, dacă am predat amplasamentul astăzi, selecția constructorului mai avem? Da, autorizația de construire este gata de săptămâna trecută. Procedura o să dureze undeva în jur de 2-3 săptămâni, deci probabil maxim o lună o să înceapă lucrările. Câte locuri sunt? Nu sunt, este un centru de zi, este un centru în care copilul este îngrijit doar cu durata zilei, deci nu e rezidențial, nici nu are cum cu actuala politică cu partea rezidențială. El, în mod normal, ar trebui să aibă, va avea o capacitate cam de 36 de copii pe zi, cu funcțiunile esențiale pe reabilitare, asta înseamnă kinetoterapie, hidroterapie, educație specială, consiliere psihologică, logopedie,
cam asta. Dețineți personalul necesar sau desface angajări? Personalul nu este al meu, personalul va fi al Consiliului Județean și al Direcției Generale de Asistență Socială. Noi nu facem altceva decât să ajutăm Consiliul Județean să facă investiția la standardele naționale, după care îl predăm Consiliului Județean și acesta îl va trece în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială. Atunci vreau să Poftim? Angajări. Se face angajări și pentru acest centru, da? Da. Sunt standardele naționale în vigoare, deci probabil la un asemenea centru personalul va fi undeva în jur de 15-25 de oameni, cam așa, în funcție de cum își dimensionează Consiliul Județean organigram.